n-au văzut un meci de fotbal întreg la viața lor, dar noi așa sunt pe genul susținătoare. Doamne de la Neața și când se le pierde pe fotbal... Băi, pot să iau și ăsta acasă? Crăciun Daniel din Timișoara. Neața Daniel. Neața, băieți. Neața, ai auzit toate glumele legate de Crăciun și vară, nu? Da. Bineînțeles. Câți ani ai, Daniel? 21. 21. Și Cristian Liviu din București. Sau Liviu Cristian. Neața? Neața. Liviu sau Cristian, cum să-ți spunem? Liviu. Liviu. Câți ani ai, Liviule? 24. 24. Daniel, cu cine vrei să joci? Nu că ar fi 5-2 pentru mine la general. Cu Dani. Cu Dani? Da. Pierzător. Liviu, ai rămas cu mine, nu poți să te... Nu poți să mai schimbi tabora, dar crede-mă... Nu e nicio problemă. Crede-mă, poftiți. Crede. Daniel, ești pe fază, atenție mare. Ai 5 secunde la dispoziție să ne dai răspunsul, astfel încât să nu poți căuta pe gagăle. Cel mult îți poate șopti tatăl, bunicul, dacă este vorba despre meciuri mai vechi. Atenție mare, sau un vecin. Prima întrebare. Ce portar a reușit să bată un record de minute fără gol în poartă la un turneu final? Îți dau și versiuni. Dino Zoff pentru Italia, Edwin van der Sar pentru Olanda, Fabien Barthez pentru Franța sau Iker Casillas pentru Spania? Iker Casillas. Foarte bine! A trecut de 500 de minute! În viața mea, dar ce tare! Casillas care se pupă cu Carbonero? Nu se mai pupă! Nu? Sau se mai pupă? Se pupă? Se pupă? O pupă la turneu cu Bodea care veni când de acuma, care era reporteriță, cum ar veni. Foarte bine, Daniele, ai 1-0. Liviule, are legătură cu Timișoara, Daniel ar fi știut din prima. Daniel, te rog să nu șoptești pentru că punctul se cumulează la cealaltă echipă. Liviu, atenție! Spunem echipa portugheză la care a evoluat Ioan Timofte. 4, 3, 2, 1. Cristi! Da. Răspunde tu, Cristi, scuză-mă, Daniel, răspunde tu. La Boavista. La Boavista, asta știe că e hotel acolo. Da, așa i-a spus la Boavista. Atenție, mare, Daniel, mergem la tine, ai în continuare 1-0. Astăzi ar putea să ne iei tricoul. Care este singurul jucător care a reușit să marcheze la 4 turnee finale de campionat european? S-a întâmplat de curând, mai ieri. 5 secunde. Ronaldo. Cristiano Ronaldo, foarte bine. 2-0 pentru Daniel din Timișoara. Hai să mergem mai departe. Of! Liviule. Spune. Ce jucător român, prieten de-a lui Puberu, a fost coleg cu Cristiano Ronaldo la Sporting Lisabona? Dinamovist el așa de formație. Marica? La Sporting, Marica. 5, 4, 3, 2, 1. Flere, mă, din asta. Liviule. Tu ești stelist, tată, m-am prins. Nu, sunt rapidist. Mă, mai rău. Marius Nicolae. Aplauze pentru telespectatorii noștri. Daniel a fost pe tricou de la ghetefotbalonline.ro. El va ajunge pe adresa lui Daniel cât de repede până ajunge Germania în finală. Daniel, o să aibă tricou cu mărimea lui și cu numărul lui pe spate. Să facem un paliu? Ce paliu? Că n-ajunge Germania în finală. Germania în finală? Da. O, mă ia paliu și campionatul. Ce așa, eu? Pe un șut de un bun. 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 P
Tine, tine. Mulțumim tare mult! Hai că avem de cântat și treabă.